Astăzi discutăm despre antreprenorii din Republica Moldova, pentru că este ziua națională a acestuia. Te naști sau nu antreprenor? Care sunt abilitățile de care ar trebui să dispună o persoană care vrea să fie membru a comunității oamenilor de afaceri? Așa că alături de noi îl salutăm cu mare drag pe Ilie Dărcaci. Bună dimineața, bine ai venit și felicitări! Da, bună dimineața, mulțumesc foarte mult! Eu zic că e o zi importantă, totuși, pentru cei care pășesc în lumea antreprenoriatului, pentru cei care vor să facă parte din această comunitate, dar întreba și Ion la început de ediție, te naști sau devii om de afacere? Întrebarea e foarte bună și cred că orice răspuns care o să-l ofer acum o să creeze și scepticism și unii o să fie de acord sau nu. Ceea ce pot să zic, oamenii în esență se nasc cu careva talente, întrebarea e ce fac mai departe cu el. Deci asta e foarte delicat, pentru că tu poți să te naști cu un talent și evident la un moment dat se dispară. Îmi place cum zice Kiyosaki, este că un talent neșlefuit nu poate face minuni. Adică nu prea contează cu ce te naști dacă nu-i acorzi atenție ca să-l dezvolți. Știu precis că se poate de învățat antreprenoriatul și se observă la unii copii, că am văzut asta, anumite abilități din contextul pe care eu presupun că este un antreprenor, da? Adică similitudini sunt ca la nivel de comportament și ceva de genul. Bine, dar care ar trebui să fie virtuțile unui antreprenor? Să începem să schițăm un portret al acestuia. Ok. Cel mai important lucru ca să înțelegem despre antreprenori este că diferența majoră este în felul de gândire. Deci aici se începe întreaga poveste. Pentru că antreprenorul gândește un pic diferit decât un angajat. Avem antreprenor, angajat, două personalități care sunt importante în societate. Nu vreau să neglijăm nici pe unul, nici pe altul, pentru că ei trebuie să conlucreze. Și antreprenorul are rol și de angajat, dar trebuie să aibă rol și de antreprenor. În primul rând, antreprenorul la nivel de mindset, cea mai mare diferență este în faptul că el are foarte multe idei, are foarte multe viziuni și el în permanență este plin de energie și el vede oportunități din orice. Ceea ce a doilea fenomen este împotriva sistemului educațional clasic, antreprenorul merge pentru că el nu se încadrează foarte bine acolo. E revoluționar cumva. Da, exemplu simplu, antreprenorul nu-i place să aibă un orar. Ceea ce clasic e nevoie pentru un angajat ca să înțeleagă care este planul lui de acțiuni pe săptămână. Pe când antreprenorul își creează agenda. Ceea ce în sistem te duci și ai un orar. De obicei copilul care are un pic de spirit antreprenorial, pe dânsul îl deranjează un pic și el zice, dar de ce eu trebuie să mă duc acum acolo? Dar nu pot să mă duc în altă parte, eu vreau un pic altceva. Da? Starea asta din interiorul tău, că tu vrei să-ți hotărești cum, de unii, ce să-ți pui, este o parte din zona mindset-ului de antreprenor. Un alt parametru foarte important este că antreprenorul, și aici o să creez cea mai mare diferență, antreprenorul niciodată nu trebuie să explice de ce el vrea ceva. Dacă de obicei în cărțile de dezvoltare personală scrii foarte clar, găsești un motiv puternic ca să te ajute să ajungi din punctul A în punctul B, pentru antreprenor asta nu e nevoie. Pentru că dacă el începe să justifice de ce vrea să-și ia acea mașină sau de ce vrea să-și ia acea casă, el intră în rol de angajat. Important să vrea și cât mai mult, pentru că cât mai mult el vrea, cu atât mai tare va accelera afacerea pe care o are și va contribui mai mult în societate. Da, poate să-și creeze un argument clasic ca să răspundă la rude, pentru că de multe ori te întreabă, dar pentru ce ți-e atâta și îi mănânci cu două linguri și așa, multe așa, alte... Da, sunt niște întrebări clișee. Da, din acest unghi. Da, poate să răspundă și de simplu, răspunsul e foarte clasic, îl știe tot de atâta. Deci... Celebrul răspuns deja. Da, orice, dar el trebuie, el asta întotdeauna vrea. El vrea ceva mai mult, mai mult, pentru că înțelege că așa își accelerează întreaga afacere, pentru că ea va genera mai mult. Da, da, într-un punct anumit, nu ar trebui să știi care sunt limitele? Un antreprenor trebuie să știe până unde poate trage plapuma peste el? În rol de director, da, în rol de antreprenor, nu. Aha. Apropo, aici hai să facem, să deschidem un pic paranteza și să facem claritate și pentru cei de acasă. Care ar fi diferența între un antreprenor și un director? Foarte bună întrebare. Dacă ne gândim la antreprenor, care e și investitorul sau vizionarul companiei, este omul care vine cu viziune. Care este diferența dintre un director sau viziune? În cele mai multe cazuri este că antreprenorul sparge primul șablon cel mai important angajatului, este un an. Angajatul după atâția ani de studii, în care clasa 1, 2, 3, 4, universitate și așa mai departe și în multe corporații, se creează plafon foarte clar. Trebuie să gândim pe un an. Pentru că noi când am mers la școală, avem acest an ca viziune, ca și claritate, trebuie să ies la final de an. Pe când antreprenorul, în momentul în care înțelege că un an nu este nimic pentru o afacere, el are nevoie să gândească în 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ani, chiar cât are el capacitate de experiență și de mindset de antreprenor, recomand minimul 3.
să urce la 5, cel puțin, pentru că el asta vede în perspectivă. Și atunci când este în rol de antreprenor, trebuie să aibă chestia asta. Când e vorba de director, se aliniază la viziunea antreprenorului de 5 ani, dar el are concentrație pe un an de zile în care trebuie să-și realizeze toate scopurile pe celălalt. Și să dea ulterior un raport antreprenorului. Exact. Da, poate deci fie aceiași sunt... oameni. Important e să vadă... De ce vorbesc acum de rolurile astea? Că mulți antreprenori, la un moment dat când se lasează în afaceri, intră în rol de angajat și îi spun că sunt antreprenori, dar ei 99 sau poate chiar 100% sunt acolo ca și angajat. E important să participi în diferite programe cel puțin sau să-și asumi foarte clar că tu ai și rol de antreprenor în care îți aloci timp în agenda ta, în care eu astăzi sunt antreprenor și mi-a execut această stare de a genera idei, de a fi parte de viziune, de a lua decizii pe 2-3 ani, nu pe 2-3 săptămâni. Când este momentul oportun pentru a lansa o afacere, de exemplu? Când simți tu că ești bun pentru rolul ăsta de antreprenor? Eu am senzația că trebuie să fie un trigger undeva, trebuie să simți ceva, trebuie să înțelegi ceva. Din analizele mele cu toți antreprenorii, nu a existat ceva... Wow. Chiar și eu în 2009, când m-am lansat în afaceri, aveam o viziune la un moment dat, deci, uite, trebuie să studiez asta, 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 după care o să mă informez așa, 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 și ulterior o să-mi lansez propria afacere. Nu a fost chiar așa, la un moment dat m-a sunat un prieten și a zis că, uite, am nevoie de un partener pentru că vreau să lansez o afacere. Și am înțeles că asta e momentul. Păi, tot a fost un trigger, cumva. Da, se numește Kairos, da, așa numesc grecii pe timpuri, pentru că există timp Kronos și Kairos. Kairos, ce înseamnă Kronos? Ne pregătim de un meci de fotbal, meciul de 45 plus 45. Ai setat anumite... Ăla e Kairos. Deci a apărut momentul oportun în care tu ai simțit că acolo este și trebuie să acționezi imediat. Nu cred că pentru un antreprenor există ceva care... El pur și simplu a simțit și a făcut-o. Dar nu e riscant? Foarte bună întrebare, legat de risc, și asta vreau să vorbim foarte mult și despre asta. Antreprenorul, în primul rând, este omul care își asumă risc. Deci asta e cel mai important element și vreau să sparg un șablon în societate. De multe ori, afacerea, de exemplu, când crește peste 3, 4, 5, 6, 10 ani și ajunge foarte mare, se observă un fenomen că, ok, majoritatea din afacere concluzionează că afacerea se ține foarte mult pe angajați, pe echipă, pe tot ce se creează acolo și tot ce se întâmplă acolo e datorită lor. Este adevărat, dar să nu uităm un lucru, că inițial un antreprenor și-a asumat un risc. Și eu consider pentru asumarea aceea de risc este foarte important să-și primească dividendele 100%, ceea ce de multe ori se zice, dar pentru ce să mai plătim? Pentru că noi aici muncim. Este exclus acest fenomen, antreprenorul ca și mindset trebuie să aibă clar. Tu ți-ai asumat un risc, din moment ce ți-ai asumat acel risc, tu trebuie întotdeauna să primești dividende din acest fenomen, pentru că sunt foarte mulți oameni care nu sunt gata să-și asume acel risc de a investi careva bani. Da, dar el i-a avut. Nu contează. Nu contează. S-au luat un credit și l-a dat. Nu contează. El și-a asumat chestia asta. Sunt foarte mulți oameni care nu sunt gata. Așa este, dar despre managementul riscului în general trebuie să discutăm într-o altă ediție, pentru că mulți antreprenori încearcă să găsească noi oportunități de investiție, mulți participă la seminare și cursuri de instruire pentru a crește afacerea, dar puțin se gândesc la cum ar trebui să gestioneze riscul, așa că te mai așteptăm cu mare drag. Între timp, mulțumim tare frumos că ai acceptat să vii. Cu plăcere!